Cutia cu lucruri a lui Guli, de Ajinchia Apte. Ce s-a întâmplat, bunicule? De ce nu-ți citești ziarul? L-a întrebat Guli într-o dimineață pe bunicul său. O, dragule, mi-am spart ochelarii de citit și nu pot citi nimic fără ei, îi răspunse bunicul. O, nu-ți face griji, bunicule. Dă-mi voie să merg să aduc cutia mea cu lucruri. Guli fugi repede să aducă micuța sa cutie maro. Buf, poc, hodorong, tronc, se auzea în timp ce căuta prin cutie ceva ce i-ar putea fi de folos bunicului. Deodată scoate o lupă strălucitoare și îi spune bunicului: dacă dorești, poți privi prin ea și totul îți va părea mult mai mare și mai clar. Mulțumesc! Este foarte bună pentru mine! Acum voi putea citi fiecare rând, îi spuse bunicul. Ce nu este în regulă, mangal ceacea? Întreabă Guli într-o duminică. Trebuie să torn uleiul din cutie în această sticlă, dar gâtul ei este prea îngust. Sunt sigur că voi face mare mizerie în bucătăria mea, îi spuse bucătarul. A, nu te îngrijora, lasă-mă să găsesc ceva rapid. Buf, poc, odorong, tronc, se auzi din nou. Să vedem ce va găsi Guli de data aceasta în cutia lui. O pâlnie mare cu gură largă. Poți turna orice de sus și poți privi cum curge ușor picătură cu picătură. Poftim, mangal ceacea! Folosește asta! Așa, bucătăria va rămâne curată și gătitul va fi mult mai distractiv. Îți mulțumesc, Guli, pentru că m-ai ajutat să găsesc o soluție la problema mea. Ce cauți, bunico? Întrebă Guli. Of! Îi cârpeam căciula bunicului și tocmai mi-a căzut acul din mână, îi spuse bunica. Așează-te aici, pe scaunul care se leagănă, cât timp eu merg să caut ceva în micuța mea cutie maro, îi spuse Guli. Buf, poc, hodorong, tronc, ce-o fi căutând Guli de data asta? Un magnet! Toate obiectele mici din metal se vor lipi de el, își spuse Guli. Dă-mi voie să folosesc magnetul pe jos și voi găsi acul într-o clipită, îi spuse Guli bunicii. Privește, bunico! Vezi cum s-a lipit acul tău de magnet? Și se pare că am mai găsit și un alt obiect din metal, pierdut probabil de mult timp. Mulțumesc, Guli, ești atât de înțelept. Micuța ta cutie maro este foarte utilă, îi spuse bunica.